telespectatoare. Avem o telespectatoare. Alina. Alo. Alo, Alina. Da, bună dimineața. Ești sărmâna de la Nața, deranjăm. Bună dimineața. Ce surpriză. S-a am schimbat? Nimerit la Alina la noi acasă. Dragoș, te rog, deschide-mi puțin. Nu mai o secundă, vă rog. Dragoș, deschide televizorul. Să lasă sunetul. Nu, să-mi deschidă agenția ca să vă aud mai bine. Să deschidă agenția. Erați afară, v-am prins în fața biroului? Ceva de genul ăsta. Ok, cine e Dragoș? Hai să discutăm, hai să sincer. Vedem. Cine e Dragoș? Dragoș este colegul meu de serviciu. Dragoș este doar colegul? Doar colegul, da. Am înțeles. Aveți un coleg și acasă sau? Nu avem un coleg acasă. Aia înseamnă că o să-l bem singur. Ăsta m-a prins singură de ziua mea. În ce oraș ești, Alina? În Alina. Ați nimerit în Iași. La Iași. Cum e vremea la voi? E tot cald ca pe aici? Da, e frumos. E cald. E ok. Câți ani împlinești, poți să întreb? Sigur că da. 31. Păi atunci, la mulți ani! Sărate, dacă împlinea 29, nu-i ziceam la mulți ani. Păi atunci, la mulți ani. Uite, vezi, în Iași cineva se numește Alina, dar la noi, la Alina, nimeni nu se numește Iași. Nu știi niciodată. Domnul Iași. Dacă tot petreci singur, avem cadouri să-ți ajungă de asta și până la Crăciun. De la Beauty One, partenerii noștri, avem un cadou simpatic și interesant. Nu știu ce e, am crezut că e dat pe scrie antifreeze. Am crezut că e de dat pe parbriz, ci că nu, e pentru față și păr. Sau păr și păr. Am înțeles. Și pentru că nu există un coleg acasă, cadourile de la Via Viticola Sărica Niculițel Cai de la Letea rămân la realizatorii acestei emisiuni. Nu, vor fi trimise sticlele pe adresa Aninei. Da. Am înțeles. Bine. Mulțumesc frumos, domnule. Mare grijă, Aurică, ce scrii pe cutie la colet să n-ajungă la Anina. Să ajungă la Anina. Sau să nu ajungă la Alina, Tina. Să ajungă la Anina. Dar cum s-au gândit ai tăi? Fiecare... Transformată la Anina. Pe vremea când mama era adolescentă, citea o poveste a cărui personaj principal se numea Anina. Și a spus clar, dacă voi avea o fată, și prima de altfel fiind eu, o va chema Anina. Și Anina a rămas. Da. Bine că nu citea Greucean. Da. Cum e viața la 31 de ani, Anina? De unde se știe, că de-abia azi face. Bă, până acum e ok. Scuză-mă, încerc să port o discuție cu tine. Bă, ce ziutată, deci, ce planuri ai cu viața ta? Planuri. Planurile rămân doar pentru mine. Ce fac astăzi și ce voi face în viitorul apropiat? Astăzi petrec și în viitorul apropiat iarăși petrec. No. Perfect, iată un plan hotărât. Mulțumim. Ce agenție e? Cu ce vă ocupați? În domeniul bancar. Bancar, bine. Mă bucuram că pariuri, că aici se fac pariuri pe din drumul Taberei. Pe metrou din drumul Taberei și poate băgam un bilet. Da. Te pupăm, îți mulțumim că avem astfel de telespectatori la Neața, la muncă. Mulțumesc frumos, aveți o zi deosebită. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani! Mulți ani!